vor pierde blocul, avansează spre bază. 20 secunde a trecut pe AP, eu aș fi trecut pe H, poate. Deja se apropie de 15 secunde, dacă ascunzi bine într-un fiși, va fi ciudat. Hei, salut, eu sunt Benji și bine v-am regăsit la un nou video. De data aceasta vom arunca o privire peste un replay foarte, foarte, foarte interesant și va trebui să rămâneți până la capăt, pentru că deși începe cumva mai moale, la un moment dat acțiunea se încinge și ăsta e unul din cele mai bune replay-uri pe care le-am văzut în ultima vreme, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, joacă în unul din tankurile pe care eu acum le vreau la moment. Când o să-l bagi în shop, probabil o să-l cumpăr imediat ce o să-l văd. Vorbesc de LT-432, un tank ușor rusesc de tier 8 premium. Nu mă încântă faptul că este premium, în schimb are o combinație foarte interesantă între viteză foarte bună, un tun acurat, rate of fire bun și ceva blindaj în turelă. Este totuși un tank rusesc și cumva și ele vor mai absorbi ceva shot-uri. Dar fiind un tank light, ai viteza necesară să ajungi în poziții cheie pe hărți, de unde poți folosi la maxim abilitățile tale, cum ar fi camuflajul și view range-ul. N-am mai comentat un replay ceva timp și să vedem cum o să iasă. O să registrez în 30 de frame-uri, dar să fiu sincer, nu cred că face o diferență, pentru că gameplay-ul ăsta este super, super bun. Deci joacă pe Fisherman's Bay și a început din poziția pe care o folosesc și eu aproape de fiecare dată, doar dacă nu-s cu greul, inclusiv câte de ori vin aici. Din balconul ăsta poți face spot în tankurile care se duc spre oraș și dacă au adoptat o rută prea apropiată de câmpul deschis, dacă ai destul view range, poți să-i vezi și dacă te folosești de fișurile astea de aici, poți să le dai damage fără să fii detectat. Și dacă ești atent și ai și puțin noroc, poți să ai niște jocuri bune din poziția asta. Cu toate acestea, asta nu e o poziție din care să joci tot jocul. Până la mijloc e bună, dar odată ce inamicii fie fac push pe flancul de vest, fie pe cel de est, va trebui să abandonezi poziția asta, pentru că vei fi expus, bine, mai ales din oraș. O mai poți folosi, dar odată ce au ajuns în zona asta, deja n-ar mai trebui să fie acolo, ar trebui să te poziționezi undeva pe deal aici sau în tufișurile din zona asta, poate chiar aici, ca să-i detectezi când vin spre baze. Și similar din partea cealaltă, undeva pe ridge-ul ăsta, și dacă mai ai coechipieri care s-au repoziționat aici sau cei care au câștigat orașul se întorc, să apere baza. Dar deocamdată nu trebuie să ne gândim la asta, este într-un match full tier 8 și s-a dus pe mijloc. Ținând cont că are un alpha damage micuț, va dura puțin până se va aduna damage-ul. Și dacă tot am spus că e tankul meu preferat, de ce? Adică are 180 alpha și 176 pen și APCR-urile sunt standard, nu e un seal clubber de la care a pus, bine, seal clubber, și mă la care pune doar premium, bogat, care a pus, nu e un farmer care a pus APCR-urile standard, dacă erau premium, asta e standard și AP-urile sunt premium cu 218 pen. Deci chiar dacă ar fi să tragi full premium, 218 în tier 8 nu e genial și poți să întâlnești și tier 10 și e o perspectivă destul de bună. Cumva tankul ăsta e făcut să nu dea damage constant, sau mai bine zis, e făcut să nu te bazezi pe damage ca și contribuția ta la binele echipei. Cu permisiunea voastră vom derula puțin, pentru că joacă foarte atent și replay-ul ăsta mi-a plăcut în mod deosebit, pentru că nu e unul dintre ăla în care pur și simplu farmează damage. E damage gratis, e damage mult, dar e gratis. Asta e damage muncit. Nu știu dacă are sens, dar mie îmi plac replay-urile astea, pentru că oricine poate să beneficieze de o situație norocoasă, să fie într-un tank super bun, inamicii să fie praf și pur și simplu să farmeze damage în ei. Și deși ai făcut 15.000 damage, nu mă impresionează, pentru că nu e damage muncit. Și în tankurile astea, în care ai și alpha mic, mai sunt și light-uri, damage-ul vine destul de greu. Deocamdată are în jur de 1300-1250 și scorul este destul de echilibrat. A ajuns tamal la timp în poziția din care a plecat, pentru că Lov s-a descoperit destul de mult și flancul lui drept este la discreția lui. L-a văzut și pe Emil cu coada ochiului, dar prioritar este Lov,
care se descarcă în T34 Black. Nu cumpărați tankuri de la băieți, deci nu cumpărați, mai bine întrebați. IS-6 T34 nu se mai cumpără decât dacă ești american pensionat cu ditai venitul lunar care vrea să colecționeze tankuri. În rest, nu merită frățiuer, a trebuit să folosească un AP, ciudat că e premium, ca să treacă prin laterala lui Love. Primul kill după aproape 2000 damage. Ținând cont că suntem în tier 8, unde media de HP, să zicem că se învârte în jurul la 1500, la 2000 damage, doar un kill, e destul de puțin și ăsta nu e nici pe departe vina lui. După cum am spus, inamicii au început să avanseze pe unul din flancuri, de obicei așa se întâmplă pe harta asta. L-a detectat pe SU-130PM și deși are un alfa micuț, aiming time-ul putea să fie puțin mai bun. Am încercat ieri Object Pass T30 și aiming time-ul e comparabil. În schimb, dispersiile din mers sunt mult inferioare pe tankul ăsta. Deci, fraților, mergeam cu tankul ăla și reticulul nu se mișca deloc. Deci ăsta e un fel de fostul cave, nu ies doar că la tier 9. E fabulos tankul ăla, omule. A prins un shot în Scorpion G, l-a văzut pe Ferdinand și consideră a avea un factor de camuflaj destul de bun ca să tragă. Bine, și-a luat spot, dar a considerat cumva că e în cover și-a luat un mic risc, dar în situațiile astea când deja echipa ta e condusă, doamne, pot vorbi, des te asumi riscurile astea, încă e totuși full HP care e destul de puțin la tier 8 1100. Deci 24 norocoase de la un Scorpion G și te-ai dus. TS5-ul și-a pierdut șenela și vrea cu adevărat să-l scoată pe cel Pantera, pentru asta o să plătească. Pantera locolește, s-a întors cu fața, nu mai are o să tragă. Centurionul așteaptă și el și ce frustrante sunt shot-urile astea. Când e one shot, frate, stă pe loc, ai făcut aim și shot-ul nu se duce unde trebuie. Totuși, o să vedem că acel shot a avut o importanță deosebită, împreună cu altul pe care o să vi le spun la momentul oportun. Și-a luat spot și trebuie să se întoarcă. Trebuie să plece din poziția aia, artriele l-a scos pe TD. Și acum, cred că se va duce să-l ajute pe Defender, Defenderul fără skin, Object 252U, care în pofida a ceea ce se spune, nu e invincibil. Din contră, dacă nu e jucat cum trebuie, e un tank mediocru, în opinia mea. Auto-aim pe Emil 1. Încă un shot și îmi place awareness-ul lui. Nu investește timp inutil în a ținti când nu e nevoie. Dai un auto, e frate, și mai bine ești atent la împrejurim. Te uiți pe unde o să mergi, dar nu cumva să intri într-o clădire. Te uiți pe unde ar putea să vină un amic. În caz că vine, te uiți la el unde se duce și pe unde poți să-l flanchezi. Awareness-ul ăsta îmi spune că e un jucător foarte bun, deși nu m-am uitat pe statistica lui. Din cauza alfa-ului mic, n-a reușit să-i scoată și în la TD-ul lui ca să ia și assistul, dar e în regulă, 3 kill-uri și aproape 4000 damage, din nou, în jur de 1250 HP pentru kill, care e destul de mult, chiar și la tier 8. Inamicii au ajuns în bază și acum este doar el cu Object 252 împotriva a 6 tankuri inamice. T-44 a făcut puțin double și n-a reușit să-l vadă, foarte, foarte interesant, prinde snapshot-ul din mers la distanța aia, ar fi trebuit să-l fi prins. Face o tură, era să spun altceva, ca să-și piardă spotul, să-i deruteze pe inamici. E bine să faci treaba asta în secundele rămase până când o să dispară de pe radar, așa cum a făcut și M43. Și când am văzut pentru prima dată replay-uri, mi-am spus, măi, băiatul, de ce n-ai țintit în sniper mode, că acum știi unde e poziția lui și puteai să-l fi scos. Dar dacă o făcea, acum nu mai era într-o situație de 1 versus 5 și nu ar fi luptat acum pentru Kolobanov's Medal, pentru că Scorpion G l-a scos pe ultimul lui aleat rămas. Ajung totuși în jur de 25 de secunde rămase și vor pierde jocul. Avansează spre bază, 20 secunde a trecut pe AP, eu aș fi trecut pe H, poate. Deja se apropie de 15 secunde, dacă i-a ascuns bine într-un fiș va fi ciudat. Îl vede pe Centurion. Țintește, îl scoate la 90 de puncte. Foarte, foarte bine.
și a folosit viteza și ați văzut că a presat acolo în jur de 60 ceva de kilometri la oră, se ascunde după case și trei proiectile o lovesc. Era cazul să aibă și el puțin noroc, hitul lebărâului s-a dus în șenile și chiar dacă nu era hit, i-aș spune că tot n-ar fi perforat pentru că e totuși un tank rusesc și are ceva blindaj spațiat pe laterală. Acum mai împotriva a două light-uri, un TD și o artilerie. Știm deja că artileria e one shot, upa, bacetul e full HP. Și tankul ăsta, v-am spus la început, că are ceva blindaj și asta vă permite cumva să abuzați de alte tankuri light care n-au atât de mult. Din păcate, al doilea shot s-a dus în șenile și a dat foarte puțin damage, următorul a dispărut. Și aici l-a văzut pe Scorpion, deci în prima fracțiune de secundă când a apărut după colț, îl evită, îl scoate. Deci, atât awareness, rar vedeți. Inițial nici eu nu l-am observat, pentru că eram atât de concentrat pe unde țintește heurile alea în lateral la baciatului. Și a trebuit să dau rewind ca să văd când apare Scorpionul și când îl vede. Îl vede aproape instant, deci... Nu știu, s-ar putea să aibă un mod sau ceva, dar, wow, a fost foarte atent acolo. 5234 damage, 6 kill-uri. Cred că are ceva ping măricel pentru că ținta sare puțin. Dar nu are auto-aim, nu vă chinuiți să vă uitați la pixele și așa. Aș spune că n-are. Nu are. L-a scos pe Baciat. Băiatul ăla a jucat destul de amețit, nu știu, fie a avut emora cu avariat, fie avea lag, era ceva foarte neregulă pentru că a fost ezitant să-și pună shot-urile, stătea în câmp deschis, nu se mișca deloc. S-a comportat ciudat Baciatul ăla, certe că nu mai trebuie să ne îngrijorăm de asta pentru că l-a scos 7 kill-uri, mai sunt 2 și 2 minute. Artileria știu că nu poate să fie prea departe de bază, doar dacă nu s-ar fi mișcat continuu de ultima dată când a fost potată. Eberul poate să fie oriunde, la ce viteză are. 483 HP ar trebui să fie totuși destul ca să ia un splash de la Arti și un shot de la Eber, două shot-uri cel puțin. Linia aia nu o cunosc în detaliu, dar am observat în meciul ăsta că tankul are autoloader cu două shot-uri. Corectați-mă dacă greșesc, dar le-a tras mult prea repede unul după altul ca să nu fie cazul. Mai are 7 proiectile AP care ar trebui să fie de ajuns. Pentru a securiza jocul ăsta, din păcate, nu luptă pentru un pulse medal, iar mai fi trebuit un kill, probabil acolo în TD-ul ăla francez. L-a ajutat pe Object 252, avansează spre bază, deja a intrat în... ultimele secunde ale ultimului minut din meciul acesta. Cred că a decis să se ducă după Arti, nu mai are timp să-l fugărească pe Ebr, nu mai are timp nici să facă cap. Cumva s-ar putea termina într-un draw. Este detectat și a un shot de la Ebr, al doilea shot înseamnă că e aici, țintește, proiectul se duce în pământ, Ebr-ul reîncarcă, culește artileria, reîncarcă, îl scoate și aici jocul deja s-a terminat, artileria a tras frustrată într-o parte și Baidur termină jocul în stil mare, 9 kill-uri, 5500 damage. Un replay foarte, foarte bun, n-am mai văzut de mult un replay așa bine jucat. Damage muncit și cu skill, cu foarte puțin noroc. N-aș spune că a fost o situație în care din cauza norocului a scăpat. Și a făcut treaba foarte bine și a dus victoria echipei în ciuda șanselor micuțe pe care le avea statistic. Haideți să aruncăm privire și peste implate-uri. Avem victorie, 162.000 de credite și 6800 XP, 18 bonduri cu un cont premium, 1800 XP de bază. A luat Redley Walters, Kolobanovul, Defender, calibru greu, Sniper și Top Gun. A tras 46 de shot-uri, 40 lovite, 34 cu pen, 2600 de la o distanță mai mare de 300 de metri. A călătorit 7 km 300. Wow, și aproape 85.000 de credite. Este totuși un tank premium până la urma urmei. Dar în opinia mea, astea sunt detalii de care nu cred că-i pasă nimănui în cazul jocurilor de calibru ăsta. Adică frate, aș putea să pierd și cred că 500.000 de credite. Nu pasă absolut deloc. Să știi că ai fost în situația aia și totuși ai dus jocul până la capăt, e cea mai mare mulțumire, e o validare de sine.
și ce validare a fost jocul ăsta. GG by Edward. Sper că v-a plăcut, dacă da, abonați-vă pentru a primi și următoarele clipuri, activați notificările și dacă vreți să mă vedeți pe mine jucând live, nu intrați pe live-urile mele. Am fost Benji Boy, mulțumesc încă o dată de prezență și pentru atenție și dacă e totul bine, sper să ne auzim curând. Baftă și vouă la jocuri de genul.